Welcome to the e-commerce growth show, brought to you by Segmentify. Bună ziua tuturor, bine ați revenit la un nou episod din The E-Commerce Growth Show. Sunt Anabela Luca de la Ad Lemonade și alături de co-hostul meu, Octavian Dumitrescu de la Custom Soft, îl avem azi invitat special pe Vlad Diaconu. Salut Octavian, salut Vlad! Salutare tuturor! Salutare! Vlad este un foarte bun consultant pe zona asta de e-commerce, a avut niște proiecte la activ mai mult decât răsunătoare, a făcut parte din echipa inițială din Fashion Days, a condus proiecte pe zona asta de e-commerce, cum ar fi Best Value, iStyle, dar o să-l las pe el să se prezinte mai mult pe zona asta. Te rog, Vlad. Mulțumesc, dragilor, pentru invitație. E o plăcere să discut mereu cu voi. Da, experiența mea a început prin 2005-2006 cu zona asta de e-commerce, ITNC, ca toată lumea, că asta era modelul de business preponderent atunci. Am failat cu câteva proiecte personale, angajat și prin 2008 am avut șansa să mă alătur startup-ului Fashion Days. Am fost din primii trei oameni și de acolo a început practic curba mea de învățare pe zona asta de dezvoltare de business în regiune. Practic, asta a fost prima experiență din care am învățat și încă aplic ce am construit acolo. A fost un an foarte frumos și a fost practic oportunitatea crizei de atunci, din 2007, 2008, 2009, care seamănă în anumite privințe cu ce trăim acum, dar am mai învățat din criza de atunci. Same, but different. Știi cum e? Da. Dacă atunci era un supra-stoc, acum nu mai e supra-stoc. Acum este lipsă de stoc și atunci e un pic diferit. Mă rog, o să dezvoltăm. O să ajungem și acolo. Da, cam asta fac prin 2006, zona de e-commerce, dezvoltare, startup-uri, creșteri, transformări, că acum sunt mai multe transformări decât startup-uri, pentru că sunt foarte mulți retaileri sau distribuitori care au ajuns să aibă nevoie de verticala asta de business și atunci cam mai multe transformări sunt în ultimii ani. Cu precădere în ultimii 2 ani mai mult B2B, că e cel care a rămas în urmă pe zona de dezvoltare de business de e-commerce. Da, e o zonă frumoasă, dinamică, da, și acum așteptăm practic viitorul să vedem ce înseamnă Web3.0 asta cu cripto și tokenomie asta, care încă trebuie să aflăm. E ceață. Spune-ne mai mult un pic pe tema aceasta, ce transformări ai observat în piață? În ultimii ani, practic, focusul am văzut că s-a dus pe distribuitori, au început să-și facă și ei platforme și să înceapă să-și digitalizeze și ei procesele. Bănuiesc că mai mult strategia asta de marketplace care a apărut și e foarte abruptă, care leagă chain-ul, de producătorul direct de clientul final și atunci au început să sară distribuitorii. Și atunci distribuitorii trebuie să reacționeze, cumva s-au prins și încep să-și facă și ei platforme și să ajute. Îi ajută oricum pentru dezvoltarea business-ului, dar îi ajută să rămână în piață, practic. Exact. Ei sunt middleman-ul care marketplace-ul îi sare. Și atunci, nu. O să fie o dezvoltare interesantă în următorii ani. Unii vor dispărea, alții vor fi mai buni. Da, asta am observat și noi, că avem distribuitori care deja s-au lansat. Unii dintre ei chiar au fost invitați la noi în podcast aici, pe zona asta de B2B și sunt foarte multe cerințe și foarte multe companii care vor să intre în zona asta de B2B online, ca să zic așa. Da, era nevoie, practic. Era o bucată care lipsea. Zine un pic pe zona asta de cumva, pentru mine e destul de adică eu îți cunosc povestea, dar aș vrea să șerim un pic și cu urmăritorii noștri. Zine un pic cum erau lucrurile la Fashion Days, de exemplu, că e brandul, să zici, așa, cel mai răsunător din portofoliul tău. Cum au fost lucrurile acolo și ce crezi că se mai poate încă aplica din experiențele pe care le-ai trăit acolo? A fost cea mai faină experiența mea de până acum, ca să zic așa. Încă mai caut o experiență de genul, pentru că am avut norocul să dăm de niște investitori elvețieni care au venit cu un alt tip de cultură, care practic ne-a transformat și pe noi care am lucrat acolo. Au creat un mediu, să zic așa, o organigramă pe orizontală, ceea ce a fost total nou și este nou și acum, practic, în zona de dezvoltare de IT și de e-commerce și de business-uri noi.
care schimbă paradigma de consum. Fiind tehnologii noi, trebuie să asculți de la, nu știu, de la cel mai tânăr până la cel mai bătrân pe care îl ai în compania respectivă. Trebuie să construiești o organigramă orizontală, un fel de round table la care dezbați idei și alegi calea cea mai bună în momentul ăla, pentru că lucrurile cum se schimbă și au o dinamică foarte complexă. Atunci trebuie să fii foarte deschis. Deci îți trebuie o mentalitate deschisă. Asta am învățat practic la Fashion Days. Aveam practic, noi ca manager aveam un fel de war room-uri în care intram și nu ieșeam de acolo cu orele, cu zilele, până nu găseam soluțiile la ce trebuie să deblocăm. Și asta le făceam ad hoc sau cu recurență, în funcție de cum era business-ul. Știi, la început, fiind în setare și în startup, este toată ziua ești într-un task force team. După aia încep să se așeze lucrurile, apar verticalele, apar departamentele, apar seniorii practic și se formează unii dintre alții din exterior și atunci se creează practic mai o recurență mai spre corporate. Știi? Dar începuturile sunt cele mai frumoase când pur și simplu descoperi. Și toată, nu știu, filozofia și valorile companiei erau destul de simple, honest, reliable and happy, adică și cam asta s-a întâmplat acolo, iar indoor, cumva, ca și echipă, era fail fast-ul ăsta. Orice idee venea sau orice soluție venea la o problemă, era implementează-o repede și failează-o repede ca să nu stăm blocați. Niciodată nu erai pus la zi dacă greșeai sau dacă implementarea ta nu era de succes. Totdeauna erai împins să încerci cât mai multe lucruri. Și atunci cum se potrivește asta cu psihologia românului în care are o aversiune față de eșec, știi? Păi noi am fost, ca să zic așa, contrarieni pieței, nu împotriva pieței, contrarieni pieței. Într-o piață de criză în care lumea tăia costuri și nu știau cum să-și mai țină cheltuielile, noi recrutam din piață creierile și le vindeam visul ăsta de uite, hai să ne dezvoltăm o regiune cu un proiect din România, cu investiție străină, hai să cucerim lumea de aici. Atunci a fost un moment, un context foarte favorabil business-ului. Și modelul era nou în piață, flash sales-ul ăsta care abia era la început, inspirat undeva din Franța, de la Van Privé, că erau cei mai mari pe zona asta. Foarte multe stocuri, că era criză, ce vorbeam mai devreme. Foarte mulți producători cu stocurile blocate și atunci lichidarea de stoc prin mecanica asta de up to 90%, piața asta de aici, din regiune, care nu a fost acces la brandurile respective și atunci a fost un apetit pe un context. S-a știut de la început cu un business de vânzare, adică lucram foarte mult. Și foarte interesant am fost pe cultura asta organizatorică, accesul la un sistem de ticketing, cum ar fi un Jira sau un Confluence, un intranet în care toți ne documentam procesele și proiectele. Și implicit de acolo plecau ca specificații către tehnic. Dar modul în care îți dai practic informația și nu o scrieai într-un mail sau ceva, o puneai organizat undeva și după aia rămânea acolo ca proiect bifat sau ca proiect în roadmap sau ca ceva failat, a creat o bază de date și un istoric foarte mișto din prima zi, practic. Și oricine venea ca investitor în companie vedea ce efort s-a făcut de la ziua 1 și unde suntem. Și atunci era o transparență totală, practic, pe procese și pe ce se dezvoltă. Și pe noi, ca oameni, ne-a dezvoltat și ne-a învățat să documentăm și să facem lucrurile să fie ușor de vândut. Și nu ajunseseți la un volum foarte mare de informații? Adică... Da, păi acum ținea de fiecare cât de mult documentează, dar ideea era că noi toate proiectele le documentam acolo și le aveam și le și denumeam. Asta era frumusețea lucrurilor. Arhitecturile de sisteme le denumeam, nu erau ERP-uri, VMS-uri sau erau proiectul Pizocăl, era proiectul, nu știu ce, proiectul Brânză, proiectul Sarmale, adică erau denumiri de mâncăruri rețiene. Foarte engaging, așa, știi? Ca să știți pe ce vorbești, știi? Da. Da, a fost o cultură foarte interesantă. A început cu Toblerone, că toți aveam Toblerone, că era adus din Elveția, știi? Până am ajuns să nu mai vrem Toblerone, că deja consumasem prea mult. Asta e curba de consum. Dar da, a fost un mediu foarte fain și acum în piață sunt oameni ca și mine care s-au dus pe cont propriu și au făcut business-uri separate, că pe GDPR, că pe e-fulfillment, că pe marketing, că pe partea de content production, că pe partea de tehnologie. Ne-am spart mult de acolo cu experiența avută, știi? A fost un startup foarte interesant. Am ajuns în 3 ani la 800 de oameni în 11 țări. Super, super. Adică, foarte, foarte dinamic. Deci, un exemplu succes. Da, am avut primul Google Cloud din regiune, încă nu se știa de tehnologia asta aici. Zendesk-ul, dacă știți, sistemul de ticketing, era un startup de 2 milioane. Da. Atunci, acum cred că e vreo 2 miliarde, nu mai știu cât e, am fost... Personal m-am ocupat de ei să implementez în toate țările astea și le-am tradus practic pe platforma, că nu era tradus, aveam nevoie de ea. Și acum am thread-uri după atâția ani deschise la ei cu ce ar trebui să dezvolte și îmi vin și acum notificări. Adică
a fost un context foarte interesant de startup și de dezvoltare de business în regiune și am fost de cei care am avut norocul să fim în el, pur și simplu. Și am învățat foarte, foarte multe lucruri. Ce crezi că v-a avantajat în acel moment? A fost echipa, a fost viziunea? Pentru că și acum văd foarte multe business-uri care au intrat în e-commerce cu ocazia pandemiei, au vândut foarte bine, dar nu au reușit să treacă la etapa de scalare. Nu au claritate despre cum să o facă, le e frică să investească în oameni. Care vezi tu ca ingrediente de succes pentru a reuși să duci un business la 800 de oameni, așa cum ați făcut-o voi? E clar că trebuie să ai viziune, trebuie să știi ce-ți dorești, să ții de treaba aia. Contextul e foarte important, care practic ăla îl simți, se creează contextul atât exterior al pieței, cât și interior în companie. Cultura pe care o credești, creierile pe care le pui la masă. E un mix, întotdeauna e un mix. Gândiți-vă și, nu știu, înaintea YouTube-ului, câte YouTube-uri au fost like, sau înaintea Uber, sau au fost foarte multe business-uri, dar au fost înainte de vremea lor. Noi, în regiunea asta, am fost primii la momentul ăla cu contextul de flash sales și echipa era foarte tânără, deci cred că aveam o medie de vârstă în companie de 25-26 de ani. Adică noi care eram de 28-29, la momentul ăla eram din cei bătrâni. Seniors. Da, exact. Da, deci a fost contextul. Iar diferențiatorii au fost, cred că, cultura asta deschisă de Elveția, importată, practic, în care n-am mai gândit unii împotriva altora, am gândit ca cum să cucerim piețe și cum să nu ne... Adică nu e criză. Noi nu aveam criză. Dacă pica serverul sau dacă n-al găseam marfă sau dacă aveam problemele astea, erau probleme de lux, practic, le consideram. Adică noi nu facem față la cerere în momentul ăsta. Nu avem o problemă. Avem niște challenge-uri care trebuie să le rezolvăm. Și atunci, pe cultura asta... A mers foarte bine. Ai mai întâlnit lucruri similare sau o viziune similară în alte business-uri pe care le-ai gestionat, le-ai crescut? În general, tot unde am avut proiecte cu oameni din vest, am văzut mentalitatea asta deschisă. Okay. Dar în rest, nu. E destul de zona de e-commerce este destul dominată de zona de retail și zona de retail este destul de îmbătrânită în gândire și în mecanică și în dinamică. Și de aici e foarte grea transformarea, practic, pentru că sunt oameni care au avut succes în ultimii, nu știu, 40-50 de ani, 100 de ani, habar n-am, în regiune, pe metoda asta, a lor. Și acum când vii și le spui, știi, prețurile trebuie să aibă o dinamică, prețurile trebuie să fie într-un fel. Cumpăr marfă pentru campaniile de marketing, recrutez oameni care să aibă skill-uri de... Înțelegi mai mult context, bagi bani în niște lucruri care le testezi, nu ți-aduc neapărat revenue. Și atunci e o chestie cu foarte mult risc văzută. Și atunci de-aia sunt foarte mulți care nu se bagă full în chestia asta. Da. Un alt avantaj al fashion a fost că a plecat de la zero. N-am avut ce transforma, am avut doar de clădit. E foarte greu să transformi un mecanism care funcționează versus unul care nu e nimic. De la zero. Și totuși, în ziua de azi, acum vedem și noi că trendul este foarte accentuat în direcția asta de e-commerce și foarte mulți și retaileri, și distribuitori, și producători sunt interesați să intre în online. Deja nu mai este, cum să zic, acum câțiva ani era un fel de nice to have, hai că ne place, sună bine, dar acum deja și pandemia cumva... ne-a ajutat în sensul ăsta, în sensul că a pus foarte multă presiune pe toți cei trei pe care am menționat anterior. Nu cred că pot să te întreb care este cheia succesului în e-commerce, ci care crezi tu că ar fi cheia pentru o transformare mai lină a companiilor către online? Mai e clar că, nu știu, zic eu, lucrurile nu merg decât dacă ai challenge-uri. Cum a fost criza trecută, a fost și criza asta care a fost iară, de fapt, o oportunitate. Practic, oamenii s-au transformat pentru că au fost forțați, n-au mai făcut față la cerere și atunci au trebuit să găsească soluții. Că dacă n-aveau cerere, nu făceau. Deci, practic, dublarea asta de e-commerce undeva, nu știu, cred că în state a ajuns pe la 45, să zicem că are o medie de 40% la nivel mondial acum, e-commerce-ul ca pondere. Practic, e o dublare. Asta s-a întâmplat în 2 luni, ce nu s-a întâmplat în ultimii 10 ani. Că se creștea cu un procent 2 pe an, practic. Deci a fost o forțare de moment pentru că trebuia să vândă pe canalul ăsta când aveau alte opțiuni. Și noi a trebuit, adică sunt o grămadă de oameni care au cumpărat prima dată în pandemie online ceva sau au plătit ceva online pentru că n-aveau alte opțiuni și au trebuit să încerce. Deci practic a fost o digitalizare forțată. Și probabil că lucruri de astea când se întâmplă transformă și creează noi piețe. Nu cred că există o mecanică de asta clar în care spui ăla e momentul sau uite, vezi Black Swan-uri de astea care se întâmplă, astea transformă practic. Da. Și clar, ca în orice business și în cel de e-commerce,
Cred că cheia este strategia, adică direcția, pe ce clădești lucrurile astea. Vlad, super interesant Fashion Days, dar vreau să ne povestești puțin și despre alte proiecte de ale tale. Știu de iStyle, vrei să ne detaliezi un pic ce ai făcut la iStyle, cum i-ai ajutat? Da. iStyle a fost mai mult o curiozitate personală. Înainte lucrasem pe zona asta de beauty cosmetics pe Best Value Cruise Shop. Da. Și având contact cu... Adică construisem acolo un design care trebuia aprobat de Chanel, de Dior, și a trebuit să înțeleg mai mult din ce era strategie de lux. Și după ce am văzut lucrul ăsta și l-am lansat, am fost tare curios să văd ce face strategia de lux de la Apple. Și tocmai atunci a venit proiectul prin Upcom, prin distribuitor, către iStyle. Și atunci am fost foarte curios să văd ce înseamnă să faci practic într-o zonă de device-uri strategie de lux. A fost un proiect interesant. Challenge-ul a fost ca și la alți mari retailer, au fost integrările, practic. Ce am făcut, am luat un hub-ul central, să zicem Ungaria, l-am integrat cu toate țările și așa, practic, au avut toate țările available portofoliu. Și, practic, le-am mărit vânzările făcând lucrurile astea, normal. Reclamă și câteva campanii, cum ar fi Black Friday sau implementări de Salesforce sau lucruri care se poate să mărească baza de clienți. Mecanica e destul de simplă pentru că Apple e un love brand și atunci trebuie doar să reușești să fii la nivelul pieței cu ce livrezi și cu ce servicii atașezi. Produsul se vinde practic de la sine. Exact. Pe cât de simplu, atât de complicat, pentru că ștacheta e ridicată și trebuie să te ridici la așteptări. Da, a fost un proiect interesant pe câteva țări în regiune, dar focusul lor a rămas totuși retail-ul. Nu a fost online-ul niciodată, a fost interesant. Nice. Challenge-urile sunt tot așa de mentalitate. Știi? Asta e toată treaba. De mentalitate. Ce am făcut, am luat, de exemplu, un buget foarte mic, pentru că trebuia să demonstrăm. Am creat o campanie. Practic voiam să fac Black Friday și nu aveam buget. Și atunci am preluat un buget, o parte din buget, am luat tot ce aveau prin depozite de câțiva ani și care erau amortizate, am făcut o campanie de flash sales, nu m-a interesat, am atras clienții și după aia am retargetat în Black Friday. Și atunci cu un buget de 15.000 de euro, să zic așa, pe 7-8 țări, am vândut de 7-8 milioane în 24 de ore pe 7-8 țări. Nice! Și atunci, practic, le-am blocat toată marfa în magazine și a fost foarte interesant și a dat seama, practic, ce potențial e acolo, over the night. Da. Lucrul de așa trebuie să mergi să faci. Păi normal, că așa îi transform și punând în fața faptului împlinit, pentru că altfel n-au încredere, pentru că cunosc pârghiile clasice, cunosc business-ul de retail și atunci online-ul, dacă nu-l simți, nu-l înțelegi. Doar când te pui în fața lui și ți se întâmplă, atunci dai seama să ai așa că e oportunitatea acolo. Da. Exact. Ai menționat partea aceasta de e-commerce pentru branduri de lux. Cu ce diferă el de brandurile normale, ca să zic așa? Ce ai observat? Ca și strategie, ca și implementare, ce contează pentru brandurile de lux? Întotdeauna brandurile de lux au fost aspiraționale. Totdeauna e scarcity, că nu au destule bucăți cât ar vrea să fie. Creează așteptarea asta. Iar noi, ca și specie, ca și animale, pe noi asta ne omoară scarcity-ul, știi? Și atunci e foarte addictiv orice brand, da, exact, care își ține calitatea și nu este pentru toată lumea. Poate fi pentru toată lumea printr-o listă de așteptare, prin preț, prin geolocație, prin sunt multe lucruri, a reușit să ai raritatea produsului. Asta va atrage de una coadă. De-aia la lansările de iPhone se face coadă, deci e clar că asta e zona de strategie de lux. Da, e interesant. Că de fapt nu e numai produsul, e serviciu atașat. Da. Voiam să te întreb aici, tot legat de chestia asta de scarcity. Știu că tu ai lucrat la un moment dat într-un proiect în care era cu circuit închis. Poate ne poți povesti un pic cum funcționează chestia asta și care sunt avantajele? Că cumva ați folosit zona asta de scarcity, dar efectiv într-un magazin online. Așa a fost Fashion Days-ul, dacă stai să gândești, avea o ușă închisă înainte. Ea chiar la început chiar era închisă, pentru că aprobam manual fiecare cont și era coada de mare încât n-aveai cum să aprobi și rămâneau niște sute de clienți pe zi, potențial clienți care urlau că, băi, frate, ce e acolo? Adică cum vreau să intru și nu mă lași
s-a creat și mai mare frustrare de ușă închisă, de club exclusivist. Da, o implementare genul ăsta a fost pentru magazin din aeroport de cruise ship. La fel, acolo este pentru că e rezervat doar angajaților și atunci angajaților și prietenilor. Și la fel, e ușa închisă, e peștera lui Aladdin, e ce vrei tu, e fructul oprit. E ce ne face să ne dorim. Totdeauna asta a fost o ușă închisă, totdeauna stârnește emoții. Și atunci este negativ, că pozitiv stârnește emoții, care înseamnă engagement, care înseamnă în final conversie, dacă știi sau dacă ai produsul potrivit. Și exact. Na, pe exemplu astea două, practic era fashion și după aia a fost beauty cosmetics, ca și categorii mă refer. Când vorbești de haine, de beauty, de cosmetics, e foarte impulsiv și foarte aspirațional și foarte catchy subiect, așa că dacă mai pui și scarcity peste sau vreo ușă închisă, n-are cum să nu bubuie conversia aia. Cu ce am reușit practic să fac diferența pe proiecte de genul ăsta a fost practic s-a de la una la alta, dar ăsta e scopul. Pe partea de UX, practic, search-ul ne-a ajutat foarte mult să captezi intenția de cumpărătură ce caută oamenii, care înseamnă, practic, să refaci tu product classification-ul pe care l-ai și după aia zona de recomandări. Toate lucrurile au avut recomandări atașate, mai ales în zona de fashion, beauty, cosmetics, unde ai foarte multe atribute. Poți să creezi recomandări, nu știu, nuanțe de parfum, nuanțe de culori, size, sezon, name it. Deci unde ai multe atribute poți să personalizezi foarte mult și atunci mărești conversia, clar, pentru că e mult mai relevant pentru display-ul clientului ce primește acolo la un click distanță. Poți să ne dai câteva recomandări de tool-uri în sensul acesta pentru site search sau pentru recomandări ce folosești pentru clienții tăi? Sunt multe SaaS-uri, practic, din regiune, din state, de unde sunt în funcție de buget și de ce știe să facă și dacă e potrivit pentru platforma pe care o are clientul. Așa am folosit din zonă și SearchNote, FactFinder, Algolia, Segmentify. Sunt o grămadă de tool-uri care, de SaaS-uri care te ajută să faci chestiile astea. Important e să înțelegi că ai nevoie, că soluțiile le găsești, mai ales în ecosistemul în care trăim acum, în care sunt mai multe, practic, microservicii atașate, platforma e structura și vii după aia cu toate lucrurile astea de jur împrejur. Acum 10 ani trebuia să le construiești. Era mult mai mare investiția și riscul, pentru că trebuia să ai un 20 de devi înăuntru care să dezvolte 6 luni, nu știu, turul de recomandări și în timpul ăsta erau plătiți, deci practic toți... Astăzi e un SaaS, practic, 6 luni de muncă. Acum 10 ani era o bucată dintr-un site care acolo murea. Era o investiție, știi? Exact. Da, e diferența, da. Și atunci de-aia chiar sunt tool-uri, sky is the limit. Ideea e tot așa, vine din ce vrei să faci, să înțelegi ce mecanică are business-ul și ce ai nevoie. Pentru că un tool de recomandări sau un search are nevoie să caute într-un număr mai mare de produse, practic, ca să fie relevant. Ai nevoie de un trafic mai mare ca să-ți dea date, ca să fie relevant. Da. Și atunci, tu ca și business, trebuie să te gândești cum faci portofoliul ăla. Mergi pe monobrand, atunci este spre strategie de lux. Am un brand, am 10 produse la brandul respectiv, trebuie să fie pozele, contentul și toată utilitatea despre produsul respectiv, wow, ca să mă țină captiv în alea 10 pagini de produs. Când ești în extrema cealaltă, cum sunt marketplace-urile sau magazinele cu portofolii foarte mari, trebuie să le ai foarte bine documentate încât să aduci în față ce e relevant pentru client, că nimeni nu o să facă discovery în EMAG. Nu te duci să vezi ce mai băgat EMAG-ul. Te duci pentru search-ul de EMAG, care are în spate 5 milioane de produse, care înseamnă catalogul țării și atunci dacă nu găsești pe EMAG, înseamnă că e o problemă. Da, e de utilitate. Depinde ce business ai, trebuie să te gândești în ce ligă vrei să joci. Da, aici cred că e foarte util să discutăm și despre platformă, cât de importantă e platforma. Și știu că e domeniul lui Octavian în principal, poate ți adresează eu niște întrebări mai specifice. Dar eu primesc de la clienții mei foarte des întrebarea aceasta, ce platformă să aleg? Da, e o unealtă în final. Da, asta le explicăm și noi clienților noștri că este, să zic așa, coloana vertebrală a unei soluții e-commerce, dar înseamnă o mică parte din tot ecosistemul. Noi am început, și fac o mică paranteză aici, Custom Soft, am început să implementăm platforme de e-commerce și cumva de la platforme am ajuns discutând cu clienții și înțelegând nevoia,
cumva am ajuns la concluzia că ok, să furnizăm platforma nu e suficient. Trebuie să venim și cu partea de educare și cu partea de toate tool-urile astea, adică cu tool-urile care vin în ajutorul platformei de e-commerce, cum a dat și Vlad exemplu de zona asta de search și recomandări, cu servicii de marketing online prin care avem parteneriate și așa mai departe. Adică platforma e, să zic așa, începutul, dar de aici se construiește peste, ca să zic așa, și nici nu mai vezi platforma de ce construiești peste când ajungi cu proiectul la final. Da, practic scopul platformei este order management system, este managementul de ordere. El captează și gestionează orderele cu statusuri și cu toate lucrurile astea. Restul e ecosistemul care trebuie să vină în spate sau pe care l-ai deja și trebuie doar integrat. Da, eu și unele platforme... Ce reprezintă ERP-ul pentru un business de retail? Adică dacă vrei să scalezi, n-ai ERP, n-ai cum cu Excel-ul să scalezi. Nu poți să ai 20 de magazine în țara asta cu Excel-ul. N-ai. Poate a mers cu Taraba, dar acum nu mai merge, clar. Și atunci asta e e-commerce pe platforma. Noi am văzut branduri care au funcționat cu Excel-uri o vreme, cu multe magazine. Eu am zis că, wow, e super multă voință și dedicare acolo, dar e mega distanță. Nu zic că n-au funcționat, că și Excel-urile alea poți să le bagi niște VB-uri, niște funcții, poți să-ți faci niște lucruri. Dar ideea e de cât de repede te miști, pentru că în lumea care trăim acum, până îți faci tu prețurile într-un Excel și le dai tu pe mail la 20 de oameni să le implementeze cu lipit la raft, e posibil ca din sezonul tău de toamnă, dacă ești în zona de fashion, să te prindă primăvara următoare colecția aia pe stoc până apuci să o listezi. Versus un onliner care în 3 zile ți-a făcut o campanie și ți-a vândut stocurile. Știi? Da, corect. Asta corect. E chestia, că deja timpul nu te mai iartă. Trăim într-o viteză încât dacă nu înțelegi că ai niște sisteme care te ajută și tu vrei tot să le faci pe stilul tău, ok, o să mori încet. Sigur, o să mori încet. Nu e, there is no other way. Adică nu putem, negăm chestia asta. E doar de acceptare. Da, bine, cred că în România cel puțin retail-ul încă este acoperă un procent destul de mare din clienți și poate de aici există acest delay, să zic așa, și ok, lucrurile se mișcă cu viteză în zona de online, dar online încă este un procent mic din total vânzări, ca să zic așa, și atunci momentan încă suntem safe, dar probabil că nu pentru mult timp și la cum au accelerat lucrurile și datorită pandemiei, că mă tot refer la ea, cumva vom ajunge în punctul în care trebuie să facem ceva, că altfel ne mișcăm foarte, foarte greu. Și că dacă nu educi tu piața, te educă piața pe tine. E totdeauna, e ca la pase comunicante, se vor regla lucrurile astea. Adică cine nu e relevant, nu va mai fi relevant nici peste 2 ani. Nu poți să crezi că traficul de magazin o să crească. Oricât de mare ar fi mall-ul și oricât de mulți ar promite. Nu. E vorba de timpul nostru, de te duci la job, te întorci, ai timp, n-ai timp să treci prin magazin, stai la coadă, adică o să dispară lucrurile astea dacă cineva ți le poate da online și se poate livra în 2 ore. N-ai cum să mai concurezi cu chestia asta. Trebuie să te muți pe canalul ăla. Da, și sunt oameni care, vorbeam și cu partenerul nostru din UK, de exemplu, că acolo oamenii se duc în magazine pentru că le place experiența de cumpărare. Nu se mai duc ca să-și cumpere ceva, că știu că își pot lua online oricând, nu e o problemă. Și dacă vor să efectiv să pună mâna pe produs, să îl vadă și așa mai departe, atunci se duc în magazin și doar atunci. Altfel, știu că există varianta online, intru pe site, mă uit, îmi cumpăr, îmi vine la un locker sau îmi vine curierul acasă sau oricare altă soluție de livrare sau mi-l iau eu de undeva de pe drum și am terminat povestea. Dar rămâne zona de retail offline, dar rămâne ca și componenta întregului sistem. Te duci pentru experiență acolo. Te duci pentru experiență. Exact. Deci, exact, practic, da. Dacă te duci pentru experiență, produsul respectiv trebuie să îți ofere experiența aia. Deci dacă te gândești așa fast fashion-ul, ar trebui să se mute total în online. Pentru că dacă mă duc la Zara, n-am, nu știu, experiență în magazin respectiv. Nou, am dat depinde un exemplu. Adică variază de la oameni la oameni, că unii vor să pună mâna și marja, nu vreau să fiu înțeles greșit, nu judec Zara. Marja produsului lor nu suportă o altă experiență în magazin. Pentru că n-ai de unde să... Dacă deja Chanel,
îți, marja produsului îți oferă experiență de magazin, la cum e făcut, la cum miroase, la cum se poartă cu tine, își permit din marja aia să investească în servicii. Da, nu mă refer la o anumită experiență specială în magazin. Poate pur și simplu își dorește experiența de senzorială, să zic așa, să pui mâna pe produse. Da, mă gândeam pe viitor. Pe viitor așa văd. Văd că tot fast fashion-ul ăsta și tot ce sunt produse de, cu marjă mică și de rotație se mută practic în online, pentru că nu o să mai permită. Și o să fie mall-urile pline de business-uri de nișă, poate, de branduri mai scumpe, de, adică de calitate și de experiență, practic. Da, ca și trend e posibil. E o idee. Da. Și zona de omnichannel, cum o vezi? O să rămână, clar, și o să se dezvolte, dar nu știu cum, de exemplu, gândiți-vă la Asia, care e foarte mult pe video shopping-ul ăsta. Da. Nu dau seama dacă s-ar putea să prindă în zona asta, s-ar putea să fie altfel, să transforme obiceiul foarte, să fie diferit. Uite, văzusem o emisiune de curând, un podcast interesant, o tipă din state care trăiește în America, în China de 20 de ani, lucrează pe dezvoltare acolo și spunea că Zara a ajuns să... Deci dacă... Știi că ei recrutează foarte mulți designeri și foarte multe modele de haine de la... Creează, practic, evenimente la care le-a plăcut. În 9 zile îți creează colecția capsulă. Deci de la am văzut, mi-a plăcut schița, în 9 zile poate să fie într-un magazin deja. Deci deja se creează o altă dinamică a lucrurilor. Nu o să mai stea cu stocurile să cadă pe ei. Au început să facă stocuri la... Adică cămașa asta, exemplu, e creată fără mâneci. Și se testează cu mânecă tăiată, cu mânecă cu flori, cu culoare nu știu de care. Deci doar asta e pe stoc, dar îi se dau alte forme și care prinde aia se transformă. Adică au început să producă într-o dinamică de genul ăsta. Nu mai fac cum făceau înainte colecțiile de până pe altul și să rămâi cu stocurile. Le tot mișcă, le tot transformă. De-aia zic, legat și de partea asta de shopping-ul ăsta pe video, clar o să aibă o altă dinamică chestia asta. Nu-mi dau seama încă, pentru că probabil nu sunt, n-am vârsta corespunzătoare să pot să consum TikTok și să-mi iau de la, nu știu, prin influencer o chestie, dar cred că va transforma. Modul în care se produce, clar, e pe repede înainte și pe adaptare. Modul în care se consumă e pe repede înainte și pe live. Asta cred că vor transforma, clar, și retail-ul și online-ul. Deci e un fel de A-B testing cu, sau multivariate testing cu just in time, nu? Ceva de genul ăsta, da. Da. Foarte tare. Cu siguranță zona asta de live shopping va fi din ce în ce mai, mai cerută. Încă nu este la noi disponibilă, și dar vine către noi. Bine, sigur, da. Da. Gândiți-vă că apasă aceleași sinapse la om, ca și buy now, pay later ăsta. Deci, practic, și toate lucrurile astea care le vrem mai repede decât ni le permitem, e tot de scarcity. Ca specie suntem nebuniți după ce e rar, ce poate fi acum, nu peste 3 luni. Sunt dispus să mă îndatorez pentru asta. Adică pe același butoane apasă. Știi? Da. Cred că ține de creierul reptilian care în multe condiții îl surclasează pe celălalt. Elefantul e la gare. E acolo. Da, foarte tare. Întorcându-ne un pic la situația actuală, că ai menționat zona aceasta de scarcity a stocurilor, o mare problemă și o mare diferență față de criza anterioară, cum vezi tu situația actuală în piață și cum ar trebui să se pregătească e-commerce-urile pentru a face față unei veri cel puțin provocatoare și unei toamne nu foarte promițătoare? Da, o să fie complicată treaba. Nu știu, cred că cei care își permit trebuie să practic să reușească să țină stocurile, să-și facă din timp, pentru că n-ai că vine o perioadă în care nu o să fie stocuri. Nu o să ai ce să vinzi, practic, asta e complicat. Nu știu cum ții și Andra Mouă când nu ai ce să vinde, știi? Pe state am văzut acum un fenomen foarte ciudat. S-a oprit lumea din consum, au rămas cu suprastocuri ca să nu, că te costă dacă ții un stoc. Și când stă pe raft, costă. Corect. Manipularea, storage-ul, totul costă. Deci el trebuie să se miște, că suntem pe economie de consum dacă se blochează. Și atunci sunt într-un moment în care nu se consumă, trebuie să dea prețuri ca să elimine stocurile, dar în același timp n-au demn de la stocuri vechi. Stocuri noi, pardon. E o perioadă cu aprovizionarea cu China, cu whatever, unde se produce, unde se deschid piețe noi de producție, cum ar fi în Europa, nu știu, pe fashion, pe Portugalia.
Adică se deschid piețe noi, se închid piețe vechi, dar în același timp logistica e blocată. Deci probabil că următoarea perioadă de timp este, dacă aș fi într-un retail sau aș fi într-un business de e-commerce, practic ar trebui să regândești portofoliul de produse. Ok. Că îl micșorezi, că îl mărești, că trebuie să te gândești bine ce dinamică pui pe el, încât să-ți poată să țină costurile, încât să poți să rămâi în piață, ca să nu ai un blocaj de genul, nu mai am marfă, nu mai am ce vinde sau am prea multă marfă. Sau... trebuie regândi portofoliul de produse și aprovizionarea. Implicit, probabil, că furnizori noi. Uh-huh. Pentru o perioadă până se redeschid căile. Dar ce recomanzi pentru businessurile care au crescut totuși la un anumit nivel, nu știu, au o cifră de afaceri de câteva milioane de euro, uh-huh, au niște costuri fixe, dar vânzările au început, uh-huh, să se plafoneze sau chiar să o ia în jos, iată, cu războiul, cu inflația, da, cu toate provocările acestea, acum cu vacanțele și bugetele care se mută pe vacanțe, da, și concedii și nunți, botezuri și alte cele care au fost amânate de către lockdown-uri. Ce le recomanzi lor? Pentru că ei totuși au un nivel de costuri destul de, da, mare, destul de constant. Nu mai pot să mai pușuiască pe zona de vânzări pentru că s-a ajuns și acolo la o saturație. Costurile în platforme, în Google, Facebook s-au dublat față de anul trecut, dacă ne uităm la CPC-uri. Da. Pușuim și noi spre creșterea ratei de conversie, dar nu ne ajută nici piața. Aș vedea două direcții aici. Unul ar fi unde pe business-ul permite să poți să te diversifici cu produse complementare, uh-huh, ca să fii mai relevant pentru clientul ăla, să fie mai doritor de a-ți consuma brandul tău. Dau deci un exemplu, la produse, la mix de produse. Da, portofoliul de produse trebuie, uh-huh, regândit. De exemplu, vinzi foto-video în piață, ai o piață de hobbyști, de ingineri care cumpără de la tine foto-video, televizoare, whatever, tot ce înseamnă cu multe specificații. Uh-huh. Abordarea inginerească în achiziție nu este emoțională, este inginerească. Vii cu complementar la ei, ăștia dacă sunt de hobby, dacă merg cu binoclu sau cu aparat de foto în natură, ce mai au nevoie? Mai au nevoie de un cort, au nevoie de un flis, au nevoie de nu știu ce lucruri de outdoor, au nevoie de caravană. Okay. Diversific portofoliu, vorbesc cu cine are caravane în țară, hai că ți-e listez și eu, vorbesc cu cine poate să-mi aducă binoclu, cu cine poate să-mi aducă flisuri, dar nu te transformi în fashion, te transformi într-o selecție de produse pentru tipul tău de client. Încep să, deci te mergi mai aproape de nevoia clientului și să încerci, exact, să-i vinzi, da, mai multe, exact, da, mai multe, da, produse pe mai multe, da, nevoi complementare. Exact. Asta, mm-hmm, văd că poate să fie o cale sau o altă cale poate să fie zona de servicii, adică atașează servicii la produsele tale. Okay. Și de aici ține de fiecare ce poate să facă ca să fii mai relevant. Poate, mm-hmm, poți să spui că e o perioadă de investiție. Hai să investim în noi, în a fi mai buni în servicii, ca să-l facem pe om să convertească cu noi în continuare. Și atunci îi prelungesc viața cu mine și o să vine greu mai bune. Ideea e acum de a te menține. Servicii, când spui servicii, practic servicii complementare, nu? Dacă vând scutere, să ofer și servicii de reparații, întreținere în staff. Da, închiriere. Da. Închiriere. Uh-huh, uh-huh. Da, da. Okay. Deci, asta, sau servicii atașate. Da. Da, de exemplu, dacă vând niște produse care se vând de la sine, cum sunt Apple, da? Uh-huh. Poate ar fi timpul să investesc în niște oameni de customer support, știi? Ca să pot să dau și suportul respectiv pentru. Da. La nivelul. Nu-i de ajuns doar să, da, nu-i de ajuns doar să am produs să iară prețul. Poate e timpul să fac ceva pe lângă produsul respectiv, știi? La asta mă gândesc, știi? La efectiv, vii cu servicii. Poate tai din bugetul de marketing, să spunem, că simți că s-a scumpit și că nu mai convertești acolo și îl duci în servicii ca investiție, tot ca investiție, da, să treci perioada, ca să fii mai relevant pentru clientul tău. Să treci perioada. Nu te mai gândești la profit, te gândești la break-even. Că sunt și perioade de-astea în care se scufundă barca, că se scufundă toată lumea, nu e că ai făcut tu ceva greșit. Știi? Da, da. Asta... E doar de rezistat. E doar de rezistat un an, doi ani. Așa o văd. Uh-huh, uh-huh. Asta e întrebarea. Noi uităm repede. Noi uităm repede ca oameni. Deci o să treacă și lucrurile astea, cum au trecut și altele. Și de unde recomand? Ce anume? Spuneai de unde tăiem, scuze. De unde tăiem, da, exact. Când trebuie să tăiem, musai să tăiem, de unde tăiem. Da. Măi, e o întrebare foarte grea. Ține de fiecare, da. Eu în perioadele astea n-aș tăia din oameni. Ok. Pentru că foarte mulți recurg la chestia asta. Aș crește oamenii, aș face mai productivi. Mm-hmm. Le-aș da mai multă treabă.
le-aș explica contextul prin care trecem și că fiecare trebuie să-și dea mai mult interesul ca să pună mai multe servicii pe tavă clientului. Pentru că cea mai întâlnită asta este cu tăiatul de oameni și că e cel mai mare cost. Ca în orice firmă se pot restructura de oriunde lucrurile. Trebuie regândite, dar n-aș anunța la oameni. Pentru că un om, dacă ai investit, e foarte complicat să-i pierzi. Da, corect. Am înțeles. Și cum vezi tu perioada următoare? Ai zis că un an, doi vor fi de sacrificiu, să înțeleg, să mergem pe break-even, să nu pierdem bani. Și cu profitul ce facem? Îl așteptăm pentru mai târziu. Nu avem ce... Sunt oportunități în toate piețele astea, sunt oportunități. Dacă poți să fii atât de antreprenor și atât de agil, să shiftezi, să poți să iei o jumătate din echipa care ai, să o duci într-o zonă care are cerere acum, poți. Cum a fost și perioada pandemiei, unii s-au apucat să vândă alcool și măști. Cine are deschiderea asta poate să trăiască pe orice vremuri. Ține de fiecare dintre noi cât de antreprenori și cât de mult riscă. De ideea e să nu te oprești. Ideea e să nu te oprești din ce făceai. Să te îmbunătățești. Sunt perioade în care câștigi, sunt perioade în care pierzi. Important e să ții mediana și să o vezi long term. Știi? Da, ce în perioadele astea de cutremure de astea se văd lucrurile fragile care nu au în spate nimic. Unii o să dispară. Și alții o să apară. Asta e ciclu. Aici ne întoarcem la viziune, practic, nu? Și la, da, mentalitate, la mindset. Corect. Da, ce poveste mai devreme. Asta te mână în luptă ca antreprenor. Nu ai cum altfel. Decât dacă ai o viziune, dacă ai o strategie, ai o direcție și te ții de ea. Că o share-uiești cu ceilalți, cu atât mai bine. Că îți mai dai ușurez de pe umerii tăi zgomotul din cap, mai dai și la ceilalți care te ajută să faci lucrul ăla. Alții, dacă vor să țină doar pentru ei, vor avea doar ei greutatea aia pe umeri. Greutatea pe umeri. Da. Asta e. Funcționează parteneriatele în România? Nu funcționează? Le recomanzi? Nu le recomanzi? Eu sunt fan parteneriat întotdeauna. Am fost deschis. Rata de eșec mai mare nu funcționează. Adică ca și pondere, e mai mult de 500, nu funcționează. Dar poți să ai norocul să-ți găsești partenerii. Eu în continuare cred în parteneriate, pentru că când ești de unul singur, devii autosuficient și ești, îmbătat de propriul succes și ajungi să fii victima propriului succes. Succes poți să definești ce vrei tu, bani, recunoaștere, whatever. Exact. Când e o chestie de comunitate și ai parteneri, capătă o forță și o dinamică comunitatea aia sau business-ul ăla care nu e de neoprit. Deci cred în parteneriate. Ține de ea, de mentalitate, dacă reușim să avem încredere unii în alții să le facem. Dar e clar că mai multe capete valorează mai mult decât unul. Deci, categoric. Da. Și ce crezi că determină un parteneriat de succes? E omul cu care te parteneriezi? E încrederea ta în el? E claritatea cu care vă împărțiți rolurile? Care e ingredientul magic? Să zic așa, Dar cred că toate lucrurile astea trebuie să aibă un plan bun. Știi, revin la ce fac eu. Trebuie să aibă un plan bun ca să crezi. Adică depinde, ca și consultant, de exemplu, intri pe o ușă, pe o nevoie, mă cheamă de la logistică, mă cheamă de la financiar, mă cheamă de GM-ul că vrea, te cheamă marketing, te cheamă cineva. Da. Și de acolo când te duci și începi să le desenezi că totul se leagă și că totul este pe orizontală și își dau seama de fapt că au nevoie, au un proiect de verticală și e un proiect de sus, de discutat cu bordul, discutat la decizie pe buget, nu e doar pe o portiță, pentru că declin tot comportamentul din companie, trebuie să-l declin către zona aia. Că n-ai cum altfel, nu poți să funcționezi cu alte prețuri, nu poți să funcționezi cu alte stocuri, nu poți să funcționezi cu alți oameni, că nu mai e același brand, știi? Să fie umbrela brandului și da. Și atunci, da, îți trebuie practic o viziune, un plan, un buget, toate lucrurile astea pe care să stai și să poți să le iei în acord cu cine coordonează banii și viziunea și trebuie implementată la nivelul ăla. Altfel nu știu cum. Dar e un mix din toate cele care le-ai spus. Și viziunea sună bine și planul sună bine, dar stăm prost cu implementarea. Cum traducem planul în implementare în mod eficient? Și aici ține de oameni și de viziune. Se implementează. Mai greu, mai repede, depinde de context. Nu e nicio regulă. Ideea e de a avea încredere și de a te apuca.
Acum cam asta e toată treaba. De exemplu, sunt business-uri care au depozite de materiale de construcții în momentul ăsta și na, se opresc construcțiile astea, că se vede că se începe să se oprească, trebuie să shifteze către ceva, trebuie să investească în ceva. Se ducă către home and deco, trebuie să se ducă către ceva. Adică dacă ai construit case atâția ani, acum dă-le și ce să pună înăuntru. Spuneam mai devreme de cum te schimbi. Exact. În portofoliu ai aceiași clienți, acum clienții au intrat în alt moment al vieții. Vine de altceva, da. A cumpărat de la tine să-și facă casa. Acum trebuie să înțelegi că ciclul de viață al produsului pe care l-ai vândut s-a dus. Intră în alt ciclu. Cum își consumă ce au cumpărat de la tine și în consumul au nevoie de alte lucruri. Deci eu știu chestia asta. Deci mă duc către ei. Te-ai mutat în casă nouă? Vino încoace, că mai am niște lucruri pentru tine. Știi? Da, deci, da. Lucrurile astea, asta ziceam, de servicii, de shift, de gândire, de schimbare de portofoliu, schimbare de abordare, că sunt aceiași clienți care trebuie să înveți să le vinzi ce au nevoie. Nu sunt alții. De ce să alerg după alții când e mai important, în general, într-o strategie de marketing, să fii must-have pentru clientul tău decât nice-to-have? Pentru că pe ăla care nice-to-have, dai bani mulți pe conversia. Trebuie să te vadă de multe ori, trebuie să te duci de multe ori la el, trebuie să îl convingi greu. Mai bine mă focusez pe aia care sunt must-have și deja m-au folosit sau mă folosesc. Au nevoie de mine și încerc să înțeleg ce au nevoie mai mult ca să fie lângă mine. Mai ales în vremurile astea. Corect. Da, e foarte important să îți păstrezi clienții pe care i-ai, să zic așa, achiziționat cu greu. Costul de achiziție. Sau care, pe care ai identificat, sau pe care ai identificat că sunt clienții tăi alfa, știi? Atunci focusul e pe ea, să fie din ce în ce mai relevant. Ei te vor deveni și ambasadori, ei te vor învăța ce nevoie au ca tu să-ți mărești portofoliul direct sau serviciile. Adică trebuie să-i asculți, trebuie să înțelegi pentru cine lucrezi și să fii acolo. Cam asta e toată treaba. Da. Și să continui să fii acolo. Da. Mai spune-ne, Vlad, un pic din ceea ce faci tu, cum ajungi tu business-urile. Am trecut repede în studii de caz, în experiența ta, dar spune-ne un pic așa care sunt pașii pentru cineva care lucrează cu un consultant de e-commerce, la ce să se aștepte. Partea asta de consultanță, practic, este consultată de business. Okay. Pentru că intri pe ușa unei nevoi și îți dau seama că au nevoie să altereze mai mult decât un site legat de ceva. Trebuie să-și altereze procesele. Deci, practic, ai un setup de noua strategie, care noua strategie se adresează unui anumit tip de client sau clientului pe care l-aveai și altor clienți, ai nevoie de procesele refăcute, ai nevoie de un buget să vezi dacă dă rezultatul investiției tale pe termen lung cu niște conversii, ai nevoie de organigramă și toate astea trebuie făcute după ce s-a agreat că toate lucrurile astea funcționează și ai un exercițiu financiar cu oameni, cu roluri, cu sisteme, cu achiziție de produse, cu ce vrei tu, ai făcut mecanica asta și stă pe un buget în picioare și se aprobă, atunci intri în implementare. Și atunci ai mai multe proiecte de implementat din cele pe care le-ai inițiat acolo. Deci, practic, cum mă văd eu, mă văd cum spun, că luăm iar asocierea cu o casă. Cum ești la o casă, ai nevoie de un arhitect să-ți facă proiectul și bifurcațiile, dacă vrei terasă de aia, dacă vrei de aia, dacă vrei cu soare, dacă vrei cu toate lucrurile alea care sunt niște if-uri în proiect, și se mai bifurcă pe timpul implementării. Așa sunt și eu pentru zona de e-commerce, practic. Vin cu macro, hai să facem planul, hai să vedem ce punem în el, hai să vedem cum dă rezultatul și după aia să vedem cum îl implementăm. Deci asta o văd. Fac ca un fel de arhitectul unei case. Cam asta este și consultantul într-un e-commerce. Trebuie să înțeleagă macro și să se ducă în micro. Să poată să ajute omul să-și implementeze nevoia. De-aia zic că nu e... Totdeauna am avut challenge-uri cu clienții care înțeleg că este doar un site sau este doar o strategie de marketing sau este doar depozitul. Nu, e un business nou care stă pe aceeași pilon pe care stă și retail-ul tău. Pe portofoliu de produse, pe conținut, pe marketing, pe IT, care e platforma, pe customer support și pe depozit logistică. Mai că trebuie să înțelegi în ce ordine e legi și ce nevoie ai și când să-ți iei oamenii, practic. Da. Că n-ai rost să-ți intri într-un startup și să începi să-ți iei un director de logistică senior. Pentru că o să fie foarte mult și n-are ce livra. Ăla l-a dus la sfârșit, când începi să livrezi și deja ai depășit prima, nu știu, 100.000 de comenzi și de momentul ăsta nu mai merge cu rafturi de la IKEA, by the way, de Fashion Day, știi? Fiecare zi mergeam la IKEA și luam rafturi și mai puneam 3 rânduri, știi? Și după un an de zile cu un polo pe care îl hingeream toată ziua, zic, bă, nu e prea. Hai să găsim o soluție că nu mai merge așa. Nu merge cu rafturi la IKEA. Hai să luăm un specialist care știe să facă scalare. Noi nu știm. Noi am umplut deja
1000 de metri, 2000 de metri cu rafturi la 2 metri. Nu. Trebuie să arzi etapele astea și să dai seama când ai nevoie de cine ai nevoie, știi? Și aici ne întoarcem la oameni până la urmă și a avea omul potrivit în rolul potrivit. Da, și la zi, la direcție, dacă știi să explici direcția. Ok. Cele mai multe ori am văzut în retail-ul la noi că nu au o direcție. Este bazat doar pe niște cifre și pe niște marje și mai taie și mai corectează. Nu au o direcție, că dacă nu ai o direcție, nici nu știu să investi pe ea de sub tine. Tot timpul îți consum multă energie spunând fă stânga, acum fă dreapta, azi ne întoarcem. Deci mai mult îi ghidezi pe ea să te ducă în direcția care vrei tu, pentru că nu ești în stare să spui ce direcție să ia. Revenind iar la lucru în echipă, îi pui pe toți să gândească în direcția aia sau doar le spui tu și atunci nu o să ai cui să delegi, practic. Ea vor executa ce îi învăța să facă, să facă ce zici tu. Da, da, da. Și atunci ești victima propriului succes, pentru că tu ești cel mai deștept de acolo, tu le spui ce să facă, tu i-ai învățat așa și te vei plafona la o cifră. Poate fi 1 milion, 10, 1 miliard, nu contează asta. Te vei plafona la o cifră, care ești tu plafonul, de fapt, pentru că n-ai crescut pe alții. Da, corect. E foarte importantă partea asta de delegare și transmiterea înțelegerii. Aici nu e vorba că judecăm pe omul ăla. Este victima propriului succes. Nu e de judecat aici că a făcut bine sau a făcut rău, dar trebuie să înțeleagă că el e de fapt, ca și owner, el e de fapt cel care oprește creșterea business-ului. E bine, în momentul în care înțelege... Facă numai el. În momentul în care înțelege, va și crește. Adică e... Da, da, da. E primul pas. Da, e primul pas, corect. Da. Pentru că suntem oameni și suntem limitați. Oricât am vrea noi să fim deștepți, de citiți și de învățați, suntem limitați. Ne limitează. Că sunt fricile de copilărie, că sunt fricile de dobândite nu știu când, că sunt bolile, că sunt colegii, că sunt vecinii, că sunt, e frica de validare, că de invalidare. Sunt un milion de lucruri care poate să te impacteze în... când faci business. Și nu știi, și le car după tine și nu știi, că n-ai timp să te uiți în tine, că ai timp, dar n-ai, trebuie să faci bani. Atunci toate lucrurile astea te vor limita la un moment dat la potențial. Da, e foarte mișto să ai oameni faini de tine, să discuți, să dezbați, să le dai mână liberă, să crești oameni, să înflorească, ca să poată să te ajute. Da, 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 corect. Unde am întâlnit mentalități deschise, le mergea business-ul și aveau și oameni deschiși care să creeze. Unde sunt foarte închiși, au executanți și e ok. E ok either way. Adică, ție, în final, de ce vrei să faci? Eu, unul mai mult, am fost focusat de una pe creștere, pe potențialul de creștere, pe ce poți să scoți din ce ai, decât pe organigrama, șeful ăla cu ăla, cu poziția cu aia. Nu. Adică, zona aia e de corporate, o înțeleg, dar nu e pe sufletul meu. Consider că toți oamenii e potențial neexploatat și de câte ori mă duc într-un loc, încerc să găsesc chestia aia. Dacă o găsesc, mă bat pentru ea. Dacă nu o găsesc, le spun, nu văd creștere la voi, mă retrag. Pentru 3-5% optimizări, luați-vă un om mai ieftin, știi? Exact. Da. Deci ține de oameni, ține de a înțelege contextul, de a înțelege strategia, iar ce va veni, mă gândesc la zona asta de Web 3.0, va fi și mai complicat. Dacă după 30 de ani de e-commerce încă ne ia atâta timp să învățăm oamenii ce înseamnă lucrul ăsta, gândiți-vă la un Web 3.0 care stă pe alți bani, pe tokenuri, pe cripto, pe alte interfețe. Acolo o să fie o ruptură, eu așa o văd, o ruptură între generații totală. Pentru aia trebuie să ne pregătim noi. Pentru că va fi un salt calitativ și cantitativ incredibil. Eu așa îl văd. Este o nouă industrializare, practic. Gândiți-vă ce au făcut motoarele când au apărut. Gândiți-vă ce a făcut curentul când a apărut. Gândiți-vă când o să apară niște bani noi, ce o să facă. Da. Next level. Deci, da. Deci Web 2.0 deja ne batem în timp de livrare, ne batem în portofoliu de produse, ne batem niște interfețe UX, mobile, responsive, niște căutări pe Google, niște... Deja sunt aceleași lucruri pe care tot încercăm să îi învățăm pe oameni să le facă. Ei, să vezi după aia când o să fie cu hibridizare și cu alte lucruri, pe ce butoane mai apeși. Se apropie tot mai repede. Cum vezi partea asta de automatizări versus resurse umane? Pentru că în continuare știu că se face foarte multă muncă manuală în e-commerce și preferă să plătească un om
salariu mic și să stea acolo la butoane și să facă click, 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 decât să investească într-un soft care să automatizeze procesul acela, să-l integreze cu CRM-ul, cu ERP-ul și cu alte locuri absolut necesare. Noi am și avut un podcast pe tema aceasta de automatizare, dar vreau să văd și părerea consultantului, știi? Care de multe ori începe cu depinde. No, trăim într-o regiune care are un istoric de mână de lucru ieftină. Regiunea așa este, așa a fost. Nu mai e chiar cum era atât de ieftină, dar este încă din cele mai ieftine din regiune. Câtă vreme poți să-ți iei oameni ieftini să-i pui la muncă, nu o să vrei să investești în soluții tehnice complicate pe care nu poți să le controlezi și care te costă upfront. O să vină vremurile în care softurile o să fie acceptat mai ușor, pentru că n-ai acces la oameni. Deja avem probleme cu oamenii, nu o să-i mai găsești. Atunci va trebui să iei softuri. Da, uitați-vă în țările din vest. Nici nu concep să iau doi oameni la facturare dacă poate să dea pe un ERP sau pe un soft de facturare. Exact. Adică, exact. Pentru că nu au opțiunea asta. Nu au opțiunea asta. Sunt diferențele de cost. Da, mai mari. Și de aici vin problema. Bătaia de cap. Că da, mai simplu să te un soft să facă... Față de noi. Mă rog, legislația e mai permisivă, adică e mai simplă. Noi avem și o birocrație care ne omoară toate bifurcațiile și ștampilele și semnăturile și facturile și nirurile și toate lucrurile astea te implică să ai mână de lucru multă și să-ți facă hârtogăraia într-o chestie în care poți să le setezi în sistem să ruleze și să se trimită automat și să fii taxat pe chestia asta, să nu ai 7000 de contabili în jur, numai că nu o să gândești că ai nevoie de oameni. Bine, până la contabil sunt business-uri care folosesc oameni pentru fluxurile operaționale, care le poți face, le poți automatiza, dar multă lume adică preferă să se bazeze pe o mică armată de oameni care să facă lucrurile astea. Da, mă, uite, de exemplu, la Fashion, cred că în anul 3 eram la Fashion Days și aveam fluctuații de comenzi foarte mari în evenimente, în sales-uri sau în Black Friday sau în astea, și nu puteai să atragi atât de repede oamenii să-i pregătești pentru a lucra cu sistemele și să livreze azi 1000, mâine 10000. Și atunci am ajuns să facem niște conveare și niște automatizări prin VMS-ul ăla încât să se aprindă butoanele, să facă niște lucruri încât să poți să iei oameni cu ziua. Și am ajuns să încât aveam nevoie să luăm oameni cu ziua de la cei care făceau asta, firme, și îi spuneai doar să apese butoanele care se aprind. Și nu aveai nevoie. Adică azi aveam 100 de pozi, mâine aveai 200, poi mine aveai iar 100. Era ok. Dar investești în softurile care să te ajute să faci lucrurile alea. Da. Dar trebuie să ajungi să ai cererea aia. De-aia, revenind la întrebarea Anabelei, cam asta e. Trebuie să aibă cererea să-și dea seama că și dacă mai adaugă 3 oameni, nu o să fie de ajuns. Atunci trebuie să găsească soluția. Exact. Trebuie să aibă cererea aia, să-și producă cererea care să-i forțeze să treacă la următorul nivel. Că sunt salturile astea, 10, 100, 1000 de angajați. 10 angajați, 100 de angajați, 1000 de angajați. Sunt stabile business-urile la 10, 100, 1000. Ce e între, sunt instabile. Între cât și cât? Prea puțin, bă, ai prea mulți. Între cât și cât, să știu unde mă încadrez. Cu stabil și instabil. Tu simți. Da. Super, mulțumim mult, Vlad, ne-am luat foarte multă valoare. Dacă ai, așa, ca să încheiem discuția într-un ton optimist, top 3 recomandări pentru un business de e-commerce acum în vara anului 2022, ce crezi că e un must-have clar, 1, 2, 3 pentru un antreprenor în zona de e-commerce? Măi, să-și calculeze foarte bine bugetul și investițiile, să încerce să nu mai taie din marketing și din IT, că practic ăsta e core-ul. Și să încerce să-și diversifice portofoliu, exact cum spuneam, să înțeleagă să facă pricing, să nu trebuie ruptă paradigma asta de discount. Trăim într-o regiune în care se vinde doar la discount și nu știm ce e calitate, pentru că ne-am obișnuit să luăm niște lucruri care se numesc într-un fel, dar nu sunt de fapt lucrul ăla. Adică luăm calitatea cea mai proastă pentru că ăsta e prețul. Nu poți să te păcălești. Dacă prețul e jos, nu are de unde să taie prețul ăla decât din calitate, nu are de unde să taie, adică nu are cum. Dar nu să ne gândim cum putem să facem să educăm și noi piața asta să consume, ca să consume și calitate, ca să poată să aibă și business-urile marja suficientă cât să vină cu servicii. Că dacă faci o medie națională și vezi că ai adaosul, că ai profitul curat declarat 4-5%,
ce să faci din 4-5% investiție la anul? Că zici că nu îl scoți, îl reinvestești. Ce rulă să ai să merite 4-5% o investiție? Adică trebuie să creăm, practic, business-uri cu valoare adăugată mai mare în care oamenii pe care oamenii după aia să o consume. Dacă ne batem doar în preț, o să murim cu toții bătându-ne în preț. Că bătaia în preț duce la zero. Na, e matematică, n-am zis-o eu, au spus-o alții mai deștepți. Deci, practic, trebuie să încerce să înțeleagă că business-ul trebuie să adauge valoare și să nu mimeze valoarea aia, chiar să o creeze și să o facă, astfel vor avea acces la marje mai bune, la profituri mai bune. Exact. Mulțumim super mult, dragi ascultători. Ne bucurăm pentru un episod foarte util, Vlad, foarte insightful toate tipsurile. Mulțumim și pentru că ai share-ul din experiența ta, așa, din clienții cu care ai lucrat și echipele pe care le-ai coordonat. Foarte, foarte tare. Octavian, dacă mai vrei tu o întrebare așa de final, apoteotică. Apoteotică? Da, uite, eu mă tot gândeam, pentru că noi cumva suntem în zona asta de platforme e-commerce SaaS și chiar eram curios să te întreb care e părerea ta între platformele old school care nu sunt SaaS și platformele astea noi SaaS. Cum vezi tu avantajele și dezavantajele celor două tipuri de abordări? Practic SaaS-ul vine din, nu știu, e un trend de, să zic așa, care a prins adopție de 5 ani. Uh-huh. Platformele ținute, făcute de un prieten, făcute de cineva, au mai mulți ani. De ceva iar de tradiție. Te bați cu o tradiție și le explici de ce noua tehnologie e mai bună. E clar că e lumea SaaS-urilor și că e lumea microserviciilor. Nu mai e lumea monolitică. E clar pentru noi, nu știu dacă e clar și pentru toată lumea. Adică, încep să înțeleagă, pentru că au un Magento implementat acum 7 ani, care e unul ceva, și dacă și-a dat seama că de la 2.0 trebuie să rescrie tot, își dă seama că de fapt investiția lor de nu știu câte sute mii sau milioane, de fapt s-a consumat, s-a amortizat și trebuie luată de la capăt. Și încep să înțeleagă că și investiția în platforme trebuie să o faci smart, pentru că e vorba de long term. Da. Bine, cred că asta are legătură și cu faptul că multe business-uri când au intrat în online s-au gândit, ok, încercăm și asta. Sau, bine, din era din multe... nou mentalitatea de ownership. Vreau să am, vreau să-l dețin, vreau să fie pe serverul meu. Da. Ok, asta vine cu un cost, nu-i nimic, plătim în avans, plătim în avans. Și după 3-5 ani de plătit și văzut că doar consumă curent și că nu aduce valoare, pentru că n-ai făcut nimic de fapt cu site-ul ăla. Doar l-ai cumpărat, l-ai pus pe server și n-ai fost tare să-l crești. Dă seama că de fapt stai că am cumpărat o chestie care nu mă plimb cu ea. Mi-am luat un Mercedes și îl țin parcat că e frumos. Și acum o să înceapă să folosească platforme SaaS pentru a nu mai bloca banii, practic. Că practic de ce să bag 100.000 într-un site? Mai bine bag 100.000 într-o un an de zile în site-ul ăla și am mai mult capital derulat până îl duc. Adică e capex versus opex. Se mai ocupă cineva și de el în timpul ăsta și el evoluează, adică nu rămâne pe loc. Da. Deci clar, o să înțeleagă că e vorba de SaaS, e vorba și de cost de oportunitate, e vorba și de timp de implementare, are o grămadă de plusuri versus pentru un business clasic. Vând marfă, cumpăr marfă, vând marfă. Dacă intrăm pe zone de astea de nișă, zone de distribuitori, nu știu, cu transport la frig, cu chestii de legale, mă gândesc că e mai complicat acolo de a spune așa generic. Știi? Nu știu, un business de distribuție de farma, o să vrea să-și țină datele, o să vrea să aibă rețete, poate are acces la Casa Națională de Asigurări, nu te lasă prin SaaS să faci asta că ești în Amazon, adică încep să fie niște chestii de legal. Sunt soluții. Și atunci, la ăștia n-ai cum să le spui iar SaaS, trebuie să le creezi tu mecanica. Dar, în general, pe business-urile care n-au probleme de legal, vând marfă, cumpăr marfă, astea trebuie să meargă pe SaaS. Gândiți-vă la Shopify ce face în state, practic. A creat business-urile pentru nevestele care steau acasă. E simplu as that. A găsit nișa asta. Ce fac femeile acasă? Se plictisesc. Hai să le dăm un tool care poate să-și vândă ce vor ele. Și uite așa, avem un Shopify de miliarde. Mai bagă niște plăți cu Bitcoin și nu știu ce și o să bubuie. Ce e? Tot e-commerce, nu? Da. Da, deci pe viitor SaaS-urile sigur vor prinde mai mult ca niciodată, pentru că sunt microservicii și se și sparge bula asta de monolit. E ciclică treaba. Ne place asta, mergem la un loc unde să le găsim pe toate, dar
nu poți să fii bun la toate. Acum se vor sparge din nou pe bucățele, pe nișe. Uite-te și la tine și la mine, n-am chef să mă duc la colț să cumpăr de la retailerul ăla. M-aș duce la băcănie să-mi iau pâine, m-aș duce la ăla care aduce peștele proaspăt de nu știu unde. Începe să apreciem microserviciile. Uh-huh. Asta e și cu SaaS-urile. E vorba de quality of life, de expectations. Și după aia va veni un ciclu care îi va cumpăra pe toți și va pune un brand deasupra și o să cumpărăm iar doar de la brandul ăla care are pe toate. Și după aia ar să sparge. Se întâmplă asta ciclic în economie. Așa funcționăm. Deci nu reinventăm roata, nu? Ea se învârte și există ciclicitate în tot ce facem. Da. Ideea e de când ești tu pregătit să sari. Da, corect. Hai că nu ne mai oprim. Mulțumim, încheiem cu aceasta. Vlad, mulțumim încă o dată. Spune-ne unde te găsesc cei care vor să apeleze la serviciile tale. Mulțumesc tare mult pentru invitație. Sper să ne revedem cu drag și la evenimente. Destartas.eu e site-ul agenției mele. Să caute pe Google Vlad Diaconu. O să mă găsească dacă vor. Bine. Mulțumim. Mulțumesc tare mult de invitație. Numai bine, pa, pa.